Vă salut pe toți. Vă salut pe toți care intrați. Salut, salut la toți. Astăzi avem de vorbit un subiect important. Hai să adunem mai mulți și vorbim. Se adune mai mulți la ședința aici și vorbim. Hai, două persoane, vă salut pe toți. Andrei Neacșu, salut. Trei persoane, vă salut pe toți. Hai, băieți. Patru persoane, vă salut. 5 persoane, vă salut pe toți. Da, și ce vreau să vă spun, am vândut ATV-ul. Deci am vândut ATV-ul și vreau la vară să-mi iau un electric nou. Nu știu, o să văd ori un ATV electric, ori iar un scooter electric, o să-mi iau la vară. Deci am vândut ATV-ul pentru că îmi trebuia permis, frate, se strica mereu, era chinezărie. Salutat aici cu un băiat. Băiat care a avut tirul, m-am salutat cu el. Da, fraților, și Vlad de Rider. Salut, frate. Și am vândut ATV-ul, v-am spus. Vreau să-mi iau un nou electric la vară. Deci ATV-ul ăsta se strica mereu, frate. Plus de asta aveam probleme mereu cu gabore ăștia. Ei nu știe să ia de altcineva. De aia care umblă fără permise cu mașinile nu se ia, dar de noi ăștia cu ATV o să ia. Pe lângă asta, că îmi trebuia permis la ATV și aveam probleme cu poliția, se și strica foarte mult, deci ATV-ul se strica în continuu. Era chinezesc de 125, îi cădea lanțul în continuu, i-am pus pinioane noi, tot cădea, i-am strâns la maxim, am scos și două zale, tot cădea. Pe lângă asta, mereu bugea, un negrea, nu pornea, tot felul de chestii de-astea. Îi dădeam la aragaz bugea în continuu. Și tot, la două, trei zile, nu mai. O umplea de ulei, de... Like acum toți și să-mi spuneți ce să-mi iau electric, scooter sau ATV electric să-mi iau iarăși. Pentru că alea, sincer să fiu, nu-mi trebuie nici permis și m-am mulțumit atât de mult scooterul ăla. Vorbesc aproape de telefon că e vânt și nu se aude. De scooterul ăla, frate, de ce ăla m-am mulțumit. N-aveam probleme nici cu poliția, îmi făceam treaba cu el și... Nu se strica, frate. Deci ATV-ul s-a stricat cred că de 10 de ori și scooterul ăla cred că, să zic, de vreo 4-5 ori, hai că am făcut eu pană și că i-am schimbat rulmenți, că se spărseseră, se gripaseră. A intrat apă și mă rog ce mai era acolo. Dar scooterul ăla m-a mulțumit mult, dar a trebuit să vând din cauza că eu fiind nebun am crezut că, bă, ATV-ul o să fie mult mai bun și că, bă, pe aici, pe la sat, te lasă cu... 125 Vlad the Rider, mai bine scooter ca ATV-ul electric, nu are putere. Are putere, frate, ascultă, bă, caută pe net acum ATV Bregner. ATV Bregner 1500W, prinde 60 la oră, 61, și trage pe zăpadă, dar prinde 75 undeva, cam așa. Caută așa pe bag, ATV Bregner electric. Caut așa să știi să vezi. Ia să-i aruncăm cafeaua la coș. Nii, băi, camera asta se murdărește.
Și ce vreau să mai spun, a trebuit să vând scooterul pentru că bateria nu mai deja era pe ducă. Deci după, cred că nici un an de zile, cred că 9 luni de zile și bateria nu mai avea forță deloc, nu mai avea putere, nu mai trăgea deloc. Am ajuns să prind 30 din 40-39 care prindeam cu el, că e electric, frate, nu-i fără permis scooterul. Și nu mai trăgea și... Plus de asta toate plasticele erau, scârțeau, se crăpaseră, bine că într-adevăr am și căzut cu el de câteva ori, dar nu, de satura la un moment dat, dar nu știu, acum să fie de pe electric sau scuter electric, să-mi spuneți ce, nu știu, frate, nu știu, mai spune ceva câte ceva și vedem, frate, cum poate. Chiar și eu cu camera asta. Vedem, avem bani să ne așa un suc ceva. Hai că mă adă mai zi. Vă salut pe toți, salut, salut, salut. Vă salut pe toți. Like acum. Dați like acum. Fără scuter și fără... Marian Dobre, salut! Mariane, vezi că-ți dau moderator, că văd că ești activ pe live-uri. Nu prea dau moderator, dar i-am dat lui Marian că suntem din același sat, în sat cu mine și ei. Marian, ne scrie ceva, să vezi. O să-ți apare scrisul cu albastru. Mihăiță, Susan, salut! Da, fraților, și-am vândut la TV-ul, v-am spus. Mai repet că mai intrat persoane noi și... Să-mi spuneți ce electric să-mi iau la vară, frate, pentru că... E jale cu TV-ul, trebuia permis. Se strica mereu și... L-am vândut. Ce să fac, uite, pierd timp. Like with
Ești Leu, Marian, tatu. Și tu ești Leu. Marian, dobre, ce faci? Uite, pierd vreme. Weekend, plictiseală. Da, fraților, și am vândut ATV-ul, să-mi spuneți și ce să-mi iau la vară din nou, că eu nu pot sta așa pe jos. Dar dacă e să-mi spuneți tot așa ceva electric. Tot ceva electric vreau, frate, că nu trebuia să permis să merg pe aici printre mașini pe asfalt. Mă duc la magazin să mă duc să-mi iau două mere, lapte bătut. Nu știu. Mi-mi plac mult ATV-urile astea electrice, că nu trebuie permis la ele, știți? Că ATV-ul l-am vândut, repet mereu că sunt mulți care abia acum intră și trebuie să le spun că e live, adică nu e video înregistrat, știți? Și grei. Like. Force. Ia acum mă duc să mai iau ceva de la magazin și revin. Sper să nu fure dracu telefonul cineva. Sper să nu fure telefonul nimeni. Că văd că nu trece nimeni. Pui bă telefonul ăsta. Ia-l. Ei, v-am fraierii, băi. Ce credeați, bă, că mi-a furat telefonul? Cred că de o lună n-am mai băut. Bă, Mariane, să mă deblochezi pe mers, frate. Să mă deblochezi. Pe Facebook, adică. Da, am avut eu motoretă, da, am avut eu.
Da, am vândut-o, v-am spus. Și am luat ATV-ul ăsta. Asta nu mai e în picioare. Și cu 7-8-2 sare. El ceapă, el ceapă, el ceapă de rău. Salut, salut! Bă, frigul ăsta, loc! Păi, dar ce? Da, nu-i frig! Like, fraților, like toți acum! Hai cu 10 like-uri! Hai cu 10 like-uri! Hai, fraților, nu mai intrați. Asta nu mai e în picioare. Sigur să putei o dosare. Rangi, 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 tachero, tachero, lai, lai, lai. Cinta procurorilor. Ia! Simona Harat. Salut, salut, salut. Și asta cum ați... Simona, de unde ești? Eu sunt din Sălcioara. De la tata. Marian Dobre, nu te mai găsesc. Caută mai bine că trebuie să mai ai la bloc. Caută, caută, că trebuie să mai ai la bloc.
Like, like. Simona din județul Tulcea. Credeți că mi-e frică să zic județul? Mi-e frică, mă. Suntem oameni mari, nu, mă, nu suntem copii mici. Ce scrieți, bă, fraților, aici? A, repede acum. Repede acum, mare like. A, repede. O, salut, salut, salut. De ce ai vândut ATV? Uite, despre asta e subiectul. Azi începem cu începutul. Prima, unul la mână, îmi trebuia permis. Și trebuia mereu să mă fereze poliție, să mă duc pe câmp. Doi la mână era chinezărie, se strica mereu. Și din cauza asta, se stricase chestii, nu pornea, cădea lanțul. Șapte, o, două, stare. El ceapă, el ceapă, el ceapă de România. Telefonul mi-l ascultă și de-ar doi nu mai are stați. Eu l-am vândut cu 20 de milioane, 20 de milioane. Bă, dacă mă crezi, eu stau... Păi ce să te cred, mă, că tu ai pe tine, dar eu ce am? Bă, stau în capul gol, da? Bă, păi da, ăla, tu ai, dar eu l-am. A trecut trei moși pe lângă mine și mi-a zis, bă, nu ce fric. Bă, nu mi-e fric, bă, de loc. Păi da, bă, dar tu ai pe tine, eu ce s-am? Bă, uite, că nu mai... Uite, stăteam cu ăștia, la o vorbă. Nu-i frig, nu-i frig, nu-i frig, nu-i frig. Da, dar și acasă e gălăgie. Salut, tatăl cu Marian. Salut. Mi-am luat și acum telefon. Da? La salari, mi-am luat un Nikon de la jurul da? Am luat 3750, dar mai mult m-am bucură că are 5000 de amperi. Cât ai dat pe el? 3750. Aha. Ai pui 4000 aici. Păi și cât giga are? Memoria lui? Da, sunt fără. Nu fac de nu ți-ai mai luat scooter, nimic? Da, acum la ce dracu să mai trebuiască? Bă, dar am găsit la câțiva, că am niște prieteni care scutere? Sunt cu costele. Păi și nu-ți cumperi iară? Mergi pe jos? Nu, o să mă duc pe jos până aici așa dacă nu mai muncești, nu? Păi muncești, nu? Ce-ți întrebi? Păi... Dacă vrei, te pun în legătură, bine. Dacă te interesează... Băi, și care faci deocamdată nu mai ai
trebuie. Nu mai merg, da, poliția. Da, nu mai merg poliția și fix asta le ziceam și la băieții aici, că nu, că am vândut ATV-ul. Zice o bicicletă măcar mai bună. Da, păi, da, ți-a, dar ți-a dat amendă? Da, m-a prins la baia, că nu aveam baia ca a ta, aia electrică. Păi și cu aia, stai, cu aia electrică ți-a dat amendă? Da. Că nu-ți fac nimica de la baia. Păi și cât ți-a dat? Plastul, plastul, când e jurul, știi? Am dat publicitatea aia, s-a analizat cum iau către jurul ăsta și stăteam pe loc. Aveam cască, aveam vestă. Aia, dar mai ești, băi. Doamne, bă. 3 milioane. Bine că mi-a dat-o la primărie, știi? Dar pentru ce? Chiar vreau pentru ce? Ești bulangii. Ești bulangii. Adică nu mi-au dat ăștia de joc, că circulam beat pe drum sau chestia zi. Da, exact, exact. Da, da, hai să le faci. Da, da. Dar i-am plătit pe șofix. Păi da. Bine, că o să mă încurci când se plătește ceva, știi? Îți dai seama, dar atunci plătești, nu ai ce să faci. Mă schimbă și cum ai. Dai, dracu. Pune în descriere ce se întâmplă în descriere. Ia mă, ce ați mai scris aici, că parcă... Pune-ți mă motoretele alea, dar păcat că li se fute bateria repede. Salut, salut! Salut, salut la toți, salut! Au, ce frate! Bă, salut pe toți, vă salut! Da, 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 de luni iară de la capăt. Păi da. Ăștia au vrut să ne taie cu mașina. Dar nu am mai reușit că a venit Macarena și după aceștia cu Alina Macarena. Da, și l-a angajat pe el șofer. A. Și acum dacă rămâne mașina acasă, nu mai face asta două drumuri aiurea să consume, că vii gol, adică pleci gol, știi? Dacă văd oameni și nu găsim în pizda, să nu vezi că toți ai dracu, buschi, dar dracu, vrea să muncească, ai dracu. Stai la bar, bea și cere, cere la tine care muncește, exact, o țigări sau două aia, pe jumătate să-ți dau, mă, dacă nu... Bă, aparate, păcănele, bagă în continuu. Bă, dai dracu, de unde are, mă, de astea? Da. De unde are banii ăștia? Am muncit. Da, muncești o zi la asta banii ăștia și-i puterea. Hai, încă un like, să facem 10 like-uri, hai acum, încă un like. Dați acum. Oane, când... Da. Hai, repede un like, hai. Se ia aer că nu mai ai în casă cu frigul ăsta. Păi da, da, tot aici stai? Unde? Păi. Oane, asta pe niște unii de-astea care e... Mi-a adus la muncă niște panorame de-astea care au venit din Ungaria sau cum trebuie, că ăștia cu război. Ucrainienice. Așa le-a adus la muncă. Da? La mor de gai. Da, dar știi cât bea alea?
adus de astea care mai de... Da, da, bea de rupe. Bă, rușii, știi cât bea? Și mănâncă șuncă, bă. Pe cu vodka, cu astea, da, slănină. Da, cu vodka, slănină. Păi de-aia sunt sănătoși, mă. N-ai văzut, la minus 10 grade intră în, în apă. Sare în cup ca aia. Da, exact, exact. Și noi nu e frig aici, bă. Exact. La noi e rău că e cald, rău că e frig. Nici noi nu mai știm, adică, cum vrem să fie, că... Na. Exact. Îți dai seama. Asta că se călește. Bă, știu, cred că anul ăsta m-a încălit. Ieșeam, când era Crăciunul, ieșeam în tricou afară. Da, nu, că ieșeam așa din casă, mă plimbam. Nu sunt rău de frig, așa. Mai rău sunt de căldură. Dacă e cald de asta, mai rău acum. De frig nu prea sunt cine știe ce. Bă, la căldură mor, bă. Mă sfoc. La căldură e nasol. Deci nu poți. Te faci mie focul? Bă, piciorul mă, că îți vine să ții pielea după tine, știi? Hai, încă un like, încă un like. Da. Mergem acasă? Haide, ziceți papa lui nene. Pa, pa. Ne auzim. Bye. Haide. Hai, pasă, alergă tot în față. Hai, da. Hai, salute. Salut, salut. Hai, bafă. Salut, ne auzim. Ne auzim, da. Ce-ați, dacă te interesează, vorbesc cu ăla, că... Bă, te-ai sun când? Ăla găsește, traumul de la altul, ea tot așa. Te-ai sun, dacă e... Tot numărul ăla ai? Nu, cu telefonul, că mi s-a furat telefonul, am... Dar mă găsești pe internet, ce da, da, da. Hai, din partea asta? Hai. Da, da. Ia. Hai, încă un like, facem 10 like-uri, hai. Hai, încă un like, hai, 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 încă un like. Hai, repede, încă un like. Hai, încă un like, repede. Hai, repede, încă un like. Hai, hai, repede, repede. Repede, repede. Like repede acum, hai. Merge treaba? Merge. Încerc și bine. Păi da. Nu singurel, munții prietenii. Păi prietenii, altul are treabă, altul a murit. Da. Nu lasă treaba că-i frig. Da. Hai repede acum, dați like, dați like repede. Încă unul vreau, frate, încă un like. Încă un like, hai. Hai două persoane, hai repede, încă un like, să facem 10 like-uri, hai, repede, repede, repede. Încă un like vreau, încă un like, hai să facem 10 like-uri, fraților. Încă un like. Încă un like acum, repede. Cine naiba tot?
Forță. Forță, 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 forță. 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 Hai încă un like, repede, să facem 10 like-uri. Hai că suntem două persoane, haideți, dați like, dați like. Dați like să facem 10 like-uri. Hai fraților, încă un like acum. Încă un like. Păi bine atunci, fraților, mulțumesc pentru astea 9 like-uri, o să închid live-ul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă mulțumesc. Ne vom vedea la o nouă emisiune. Mă duc și eu acum acasă, să ieși la 2 pași. Lux, nici la oraș nu găsești trotuar ca asta. Ia uite bă, frate, când uite-l pe Adi. Băi, când să mă duc acasă, gata, apar toate persoanele. Vă vedem la un nou live. Salut!